adoptat și o hotărâre de guvern în acest sens. Mulțumesc. Nu am auzit, îmi cer scuze, vă rog. Vă rugați să ne lămuriți-ne de cu această nouă sintagmă, SRI, care devine organ de cercetare penală special. Da, am spus că acest lucru este legat de mandatele de siguranță națională și este care privesc exclusiv infracțiunile grave și foarte grave din titlul 10 din codul penal. Am dat cu titlul de exemplu care sunt acestea, la care se adaugă și terorismul, și în acest sens și ținând seama de o agendă europeană care ne face să trebuiască să fim, cum să spun, mai vigilenți decât am fost acum 5 ani, să asigurăm continuitate cu privire la ceea ce se face în cadrul acestor mandate de siguranță națională. Și în acest sens, într-un mod limitat și limitativ prevăzut de lege, este adevărat că SRI-ul poate să facă acte de cercetare penală, fiind în acest sens un organ de cercetare penală specială, nu în altceva decât în limitele definite de actualul cod de procedură penală. Deci aici nu am inovat, aici nu m-am clarificat și am făcut-o ca să nu punem în pericol mandatele de siguranță națională și până la urmă siguranța cetățeanului, pentru că am zis, România este o țară mai sigură decât altele. Azi e 11 martie, cred, și cred că din păcate comemorăm câți ani, nu? Pe 11 martie 2000, în fine, de la atentatele de la Londra. Deci cred că o agendă, repet, europeană ne obligă să fim mai scrupuloși, mai riguroși cu privire la modul în care protejăm siguranța cetățenilor. Mulțumesc!